Germania intenționează să înceteze să mai importe petrol din Rusia de la finele acestui an, indiferent dacă se ajunge sau nu la un acord la nivelul Uniunii Europene cu privire la țițeiul rusesc, au declarat oficialii guvernamentali. Eforturile Berlinului destinate încheierii de contracte cu furnizorii alternativi înregistrează progrese, iar guvernul german este încrezător că poate rezolva problemele de logistică rămase în decurs de 6-7 luni, susțin oficialii care au dorit să își păstreze anonimatul. În condițiile în care miniștrii de externe din Uniunea Europeană se întâlnesc luni la Bruxelles pentru a discuta o nouă rundă de sancțiuni impuse Rusiei, diplomații au lansat ideea unei amânări a embargoului după ce Ungaria s-a opus la propunerea inițială a Comisiei Europene, pe motiv că încetarea importurilor de petrol din Rusia ar crea probleme pentru economia sa. În schimb, oficialii citați de Bloomberg susțin că guvernul condus de cancelarul german Olaf Scholz este hotărât să continue cu planul său național de încetare a importurilor de petrol din Rusia, ca parte a sancțiunilor europene impuse Rusiei pentru invadarea Ucrainei. Potrivit cifrelor oficiale, ponderea ocupată de țițeiul rusesc în consumul de petrol al Germaniei a scăzut deja până la 12%, de la un nivel de 35% înaintea războiului din Ucraina.